acest mediu inflaționist poate afecta puterea de rambursare a celui care a luat un credit acum câțiva ani sau a celui care își dorește să ia un credit azi. Intru într-un supermarket și văd că s-au mărit prețurile. Într-un mediu inflaționist, prețul produselor și serviciilor crește. Revenind la bancă, banca oferă produse și servicii. Prin urmare, a crescut prețul la pâine și la lapte, a crescut prețul și pentru dobândă. Atunci când acordăm un credit sau atunci când ni se cere un credit, relația client-bancă trebuie să fie una de mare încredere, o relație, un dialog extrem de important în care să gândim împreună cea mai bună metodă, cât să ne asigurăm că nici banca și nici clientul nu se va afla la un moment dat la răscruce de drumuri.